Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Da. Ai dreptate, băi. Bună seara. 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 Eu sunt Nikito Watanabe, sunt din Japonia, a 27 ani. Mulți înainte și ce bine vorbești română. Mulțumesc frumos. Băi, să nu te recunosc. Ba da, asta, trei timpul am cunoscut. Da. Trei timpul? Să nu te recunosc. Da. Trei timpul cu Scarlatescu. Prima dată cu, cum să spun asta, wedding. Juntă. Nuntă. Prima dată. Și două timpul, asta, eu a fost la Bama Veche, dacă știți. Așa. Și eu beat și vreau să dorm în mașina și am găsit de el în parcare. Da. Și era la fel, dormea și el în mașina ta? Nu, el a fost acolo, normal. El cu prietenul lui Toshi. De la sezonul 8. A fost sezonul care a fost sezonul trecut? Da. Da. A făcut ei la o nuntă. Foarte tare Toshi. La, a fost la nuntă ambasadorul Japoniei sau cineva din Japonia? Este un... este un domnul cu barba lungă. Așa era barba lungă. Și el zice, cum te înțelegi tu că ești? Și spunea, ce mai mai veți? Bine, mu! Mai țin minte? De cât timp ești în România? Eu sunt aici deja 8 ani de zi. De zi? Dar cum să spun? A stat doar în Constanța. O de 8 ani. Doar în acolo, da. Dar cum de-ai ajuns tu din Japonia în România? Am fost la liceu în America când sunt 15 ani. Okay. Și când am terminat liceu, 18 ani, a luat telefon de la tatăl meu. Okay. El zice, copii, am însurat cu cum să spun, mama mea, românca, dacă vreți, vino la România. Și eu nu vreau să merg la universitatea, că eu nu sunt foarte bine de citit de din asta. Nu-ți place școala? Nu, deloc. Ciudat pentru un asiatic să nu-i placă școala. Ciudat. Și am venit la România. Nu am știut cum este aici, dar am auzit că este în Europa foarte bine. Așa este, a venit aici, da. Și? După aia, cum a fost șocul când ai văzut că nu e deloc așa? Deci, prima anii, mi-e frică de cățelul de la strada. Okay. Și am parcat, mult mașina parcat pe bordura. Ok. Asta e surprizat foarte mult, dar am făcut mult prietenii românesc. Și este mult lumea bine și mult lumea nașpa. Și a făcut mult prieteni bine. Scuze, asta, da. Serios, știți? Da. Cum ai zis, mă? Mult românul? Este câteva români nașpa, este mult români bine. Câteva români nașpa, mult români bine. Da. Cum se zice nașpa în japoneză? Yokunai. Yokunai. Yokunai, da. Yokunai. Yokunai. Da, exact. Yokunai. Și cu ce te ocupi? În Constanța am restaurant. Eu sunt asociată de la restaurantul și Toshi de la sezonul 8 lucrez cu mine. Lucrez cu Toshi, ok. Și eu sunt bucătar și eu fac meniu. Eu fac meniu și Toshi vin și fac, cum să spun, puțin schimba. Aha. Da, așa, da. Și fac toate. Sunt manager, fac toate de la relație cu restaurantul. Da. Aha. De când ai plecat de la școală, că nu ți-a plăcut școală, ai mai fost în Japonia? Nu. Păi și nu ți-e dor de Japonia? Depinde de prima anul, da, dor foarte tare, dar acum a stat în România și America nu prea mult în momentan. Nu te-ai îndrăgostit și tu de nicio japoneză? Nu prea. Dacă e bine să spui, eu prăci româncă mai mult. Aoleu, da. Ok. Frumoasă, așa. Da, și cu ce ocazie? Ai venit la noi să... Ce ai zis tu? Dacă a venit Toshi, să vii și tu. Da. Câte cuțite a luat Toshi? Aici? Două. Era... Două cuțite? Domnul Scaratescu, n-a dat de trei. Da. La fama veche se trage. Vrei să știi ce e aici? Trebuie să uite, asta e ce-i dat. Asta este un preparat care îl faci la tine în restaurant? Nu. Dar ce preparat e? Este mâncare chinezesc. Rețeta este de la China. Okay. Dar am făcut mai mult European style, că eu nu-mi place coriander, exemplu, și n-am pus în antur de asta. Am schimbat cu patrunjel, da, și a fost, trebuie să pune 4 timp mai mult de picante, dar scos.
citirea rețeta și a făcut mai... Bine, domnule, da. Domnule, ajută! Domnule, ajută! Mulțumesc că a fost asta! Ricky! Da! Cum se spune cuțit în japonez? Knife! Nu în engleză, nu în engleză. Knife! Pot să spuneți knife, knife sau hocho? Nai knife. Nai knife? Nai knife. Nai knife. Adică yok knife. Oh. Foarte emoționat și eu simt că vine de la gura, cum să spun, inima. Foarte emoționat în momentul ăsta. Trebuie să uităm. Trebuie să ne uităm. Bă, da. Hai să ne uităm, zic. Ok. Ocho, knife. Ocho. O negai shimasu. Arigatou gozaimashita. Knife. Knife. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.